Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Dortmund. După cum bine știți, în episodul trecut am jucat meciuri, am dat goluri, am făcut transferuri, iar în episodul de astăzi avem o sugestie de transfer, ceea ce pe mine mă bucură să văd că vă implicați, dar din păcate nu avem bani ca să putem să facem acel transfer, așa că sperăm să mai vindem ceva în episodul de astăzi. Mai trebuie să cumpărăm să îndeplinim obiectivele, așa că eu zic să-i dăm bătaie. Până un alta, voi nu uitați să apăsați și pe butonul de like, pe butonul de subscribe, că mă ajută. Dacă mai vreți episoade din cariera cu Dortmund, scrieți în comentarii dacă vreți transferul, ce transferul să mai facem. Hai să începem din nou cu obiectivele, pentru că asta ne interesează pe noi cel mai mult ca antrenori ai acestei echipe. Din nou, ne trebuie 2 jucători de la Academie, pe care am pus deja Academia să urmeze, urmează să vină pe data de 1. Să câștigăm 7 meciuri, irelevant asta oricum le facem, să luăm 3 jucători din Sud America, facem treaba. Facem foarte, foarte frumos. Bam, 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 aici să câștigăm, nu ne interesează foarte ca lumea și trebuie să mai luăm un jucător crucial. Denis Mann, din păcate, nu a fost crucial, din păcate, nici acest ibanez nu a fost crucial, din păcate. Noi ne trebuie un jucător pe care să-l facem crucial. Este foarte greu, dar cred că o să rezolvăm asta la iarnă. Momentan o să stăm așa. Bănuiesc că avem timp până la iarnă să facem toate astea, adică e pe tot sezonul, noi mai avem o parte de sezon. Cam asta este primul 11 pe care noi îl aliniem în momentul în care intrăm în meci, cu Royce, cu Brandt, cu Malen, cu Lewandowski, cu Sancho, care arată foarte bine, Sancho care o să plece la finalul sezonului, pentru că avem pe Ademi care o să ia loc încet încet. Man, Enmeca, Meyer, Ibanez, Sabitzer, eu zic că avem o bancă foarte bună de rezerve, ne ținem foarte bine, avem și pe Lopes luat liber de contract, Reyes luat liber de contract, Marius Ulf. Într-adevăr, ne-ar trebui ceva mai puternic pe benzile astea, dar momentan e Rayson. În sezonul viitor luăm ceva mai puternic și Rayson devine rezervă. Mață, în care sperăm să evolueze măcar până la 80-82, sper eu. Apărarea, zic că e bună, Chiobol e bun, aici benzile sunt bune, atacul e bun. Eu zic că ne putem bate la titlu în momentul ăsta în care ne aflăm noi. Hai să stimulăm puțin, avem primul meci cu Chiol în... campionat, nu? Sau e supercupă? Ceva nu e bun de zic, ai meci de campionat ăsta. O să-l simulăm, nu o să jucăm meciuri. O să jucăm, cred că, doar meciurile de Champions League, dacă ajungem în finală sau chestii de-astea, vreau mai mult să simulăm. Pentru că apare FIFA 25 și cariera asta o să înceapă încet încet să se ducă, deci nu prea aș vrea să tragem foarte mult de ea. Hai să mergem la primul meci cu Köln. Hai să facem echipa rapid, bam, 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 bam. Aș vrea să joace în locul lui Sancho Adeyemi. Și aș vrea să-și facă titularizarea Man. Consider că e mult mai ok așa. Joacă Royce, care are nevoie. Săracul deja a scăzut în minus 1, păcat. Charnes 6 din păcate, dar nu-i problemă. Și cam asta va fi titularizarea. O să jucăm cu Ibanez în locul lui Schule, pentru că îmi place de Ibanez, chiar este ok. Dăm un quick sim și sperăm o primă victorie. 2-0. Bran și Schlotterbeck, foarte bun. Man integralist, tot meciul 90 de minute, a jucat complet, a fost ceea ce ne place. No. Începem meciul, începem cariera foarte bine, avem o victorie. Mukoko nu vrea să-l vindem, a venit și scouterul pentru Radu Drăgușin, pe care am primit o misiune să-l cumpăr. Și hai să vedem dacă putem să facem ceva în privința lui, pentru că nu ne vine ofertă pentru Fulcrug. Eu aș vrea să-l dau pe Fulcrug, aș vrea să-l dau pe Mukoko. Dau ceva, dar consider că e ok, că nu e problemă. Hai să vedem dacă avem ceva să dăm la schimb pentru acest Radu Drăgușin. Eu zic că am avea, dacă îl acceptă pe Polman și cu... De ce am 18 milioane? S-a vândut cineva? Aveam 4 milioane parcă. Hai să dăm așa, dăm 4 milioane cu Polman. Îl vor pe Reyes. 7 milioane, bă, nu vreau să vă dau 7. Dar 6 milioane pentru Radu Drăgușin, eu zic că e foarte bine. Și Radu Drăgușin, consider că e chiar ok dacă ar veni la... în Germania. Dacă îi dau crucial, oare ce zice? Nu vrea să spun Radic, ok. Am zis că poate păcălesc sistemul ceva, nu. 5 ani Drăgușin, top. 5 ani Drăgușin semnează și el cu Borussia Dortmund. Un transfer bun? Eu zic că e un transfer bun. O să-i dau 40.000. Eu zic că acceptă 40.000. Te pup, Drăgușine, bine ai venit. Nu este superstar, dar nici n-avea cum să fie. 72 overall. O să joace destul de mult. O să încerc să-l titularizez ușor ușor, pentru că merită. Merită. Avem și o simulare cu cei de la Bochum, Bochor fi voi. O simulare cu cei de la Bochum, 1-1, Malen. Fulcrug a luat galben, nu o să mai joace acum. Băi, ok, Pablo Barrios.
Dar nu, o să zic nu. Avem și ofertă pentru Cobalt, 17 milioane. Dar nu-l dăm pe Cobalt, nu-l dăm pe Cobalt. Momentan, Cobalt rămâne la noi, suntem ok. Intrăm în primele ore de transferuri, în ultimele ore, nu în primele, unde nu cred că mai putem să facem nimica. Dacă nu vine ofertă pe Fulcrux să și plece, din păcate nu. Vedem că oricum nu se arată nimic acolo. Cobalt și-a retras oferta. Clar, nu aveam cum să-l dăm pe Cobalt, era imposibil. E portarul nostru de bază în momentul ăsta. Deși am fi putut să luăm, nu știu, Alisson. Uite, ofertă pentru Brandt. Ofertă pentru Brandt, dar nu vreau să-l luăm nici pe Brandt. Momentan în sezonul ăsta nu vreau să facem foarte multe transferuri. Vreau să ne grăbim puțin cât de cât. Pentru că, cum am și zis, urmează FIFA 25. O să încercăm să postăm zilnic cât un episod, începând de astăzi. Coman la United, Mancini la Leverkusen și cu Nusta la Leipzig. Ok, nu mi se pare transferuri exagerate. Kiroș, 20 minute de ANCV, Silvers. O să mai simulăm în ultima oră. În ultima oră să mai intrăm puțin pe lista de transferuri. Bam, nu mai avem nimic. Balde la Bayern. Wow, wow. Dar nu e nimic și nu o să se oficializeze oricum. Hai să intrăm puțin și peste transferul, să vedem puțin squad hub-ul aici. E primul jucător care vine printr-un swap deal. L-am luat pe Marco Piaca gratis de contract și l-am dat mai departe la Crystal Palace pentru a-l aduce pe nimeni altul, pe jucătorul foarte, foarte tânăr, aș putea zice, Mateus François. François, cum vrea numele lui să se pronunțe, că e în portugheză. Nota B pentru că a fost un swap deal. Nu mă deranjează chestia asta pentru că până la urmă l-am dat pe un jucător gratis pe care l-am luat eu liber de contract. Și mai avem acum de ales dintre cei trei. Nu știu exact, pe ăsta o să luăm pentru că am făcut un swap deal. Și de aici, dintre ăștia doi, trebuie să vedem pe cine luăm. Hai să luăm și pe Kaiki. Jucător adus de la City, Kaiki, în vârstă de 20 de ani, semnează cu Dortmund și vine să ne ajute să câștigăm campionatul aici. Am făcut un transfer, am dat pe Ole Polman. Consider că nu o să ne trebuiască vreodată șansă decât să pierdem valori și așa. Mai bine iau eu. Și aici avem de ales dintre Buanote și Washington. Ce mi-ar trebui mie mai mult, acest râvm... Rcamă sau acest striker. Eu mai aș duce mai mult pe acest striker. Pentru că pe ăsta am dat 2.600.000 și pe ăsta am dat 3 milioane. Aș vrea să iau chiar pe amândoi, sincer. Și hai să încercăm să-i semnăm pe amândoi. David Washington semnează cu Dortmund pentru un preț, părerea mea, excepțional de bun. 2.600.000 parcă am dat. Hai să vedem exact cât am dat. Da, 2.600.000 ca cota la 3.3, 18 ani, atacant. Eu zic că suntem foarte, foarte bine cu el. Și ultimul tânăr care a dorit să semneze cu Dortmund este nimeni altul decât Facundo Buanote, venit de la Brighton pe suma de 3.050.000 de euro. Nota A, părerea mea, el fiind cotat la 4 milioane, puteam să luăm 3 și am luat fix cât puteam să luăm pe el. 18 ani, un contract pe 5 ani, eu zic că suntem foarte, foarte bine. Și după această perioadă de transferuri, părerea mea încheiată cu succes, îl avem pe Buanote, Washington, Kaiki, Fransa, Drăgușin, luați tineri, luați pentru a evolua, eu zic că suntem foarte bine, o să-i dăm, l-am promut pe toți în momentul iernii, în afară de Drăgușin care o să joace, Lopes și Cureș veniți liberi de contract, Fulcru care din păcate va rămâne cu noi până în iarnă, Ibanez, un transfer mai mare, părerea mea destul de mare, Denis Mann și de respectiv Lewandowski. Nu am schimbat total echipa, eu zic că suntem foarte bine, în principal este tot aceeași echipă, doar că am luat mai mulți jucători de rezervă care să ne ajute pe viitor. Am dat și development planurile la jucătorii noi veniți pe la noi, nu o să-i punem pe lista de transferuri momentan, îi lăsăm că cine știe, poate este un jucător în evidență, având în vedere că noi nu prea o să jucăm totuși, nu prea o să ne dăm seama de chestia asta. În schimb, hai să aflăm aici, au venit scouterii, hai să vedem dacă, sau scouter, nu cred că avem doar unul. O să încercăm să luăm doar jucătorii de mare angajament. Aș fi vrut un fundaș central, din păcate nu. O să-l luau pe ăsta doar să văd dacă e fundaș central. Din păcate în Uruguay nu este pentru noi. Mai avem aici o simulare unde trimitem echipa aproximativ clasică. Intră doar Fransa, Ademi și Ibanez, jucătorii, să zicem așa, mai nouți. Unde reușim o victorie la final de meci. Wow, Malen, Lewandowski și cu Bayernes Galben, Schule intră cu Schlotterbeck și Sabitzer cu Emrecean. Niște modificări post pe post foarte, foarte bune. Avem o simulare puțin mai grea aici cu cei de la Frankfurt, unde trimitem mai multe rezerve. Fulcrug intră în teren, François, Enmeca, Mann, Wolf, Drăgușin, Ibanez, Ben Sabaini,
Pentru că urmează un meci important în Champions League. Facem doar 1-1, Fulcrum reușește să marcheze, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult, mai ales că nu s-au făcut schimbări la pauză, asta înseamnă că avem și rezerve odihnite. Din păcate, intro-ul UEFA Champions League nu o să-l putem vedea pentru că are motive de copyright și prefer să îl anulăm când e cazul. Nu vreau să avem ceva probleme cu ei. Avem aici un meci greu cu cei de la Paris Saint-Germain, un meci pe care o să-l și jucăm și cu ăsta o să și încheiem episodul, cred că. Hai să facem echipa principală, nu asta am vrut să fac. Ei joacă cu Mbappé, Barcola, Dembélé, Zaire Emery, Vitinha, Luis Alberto, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Lucas Hernandez și Donnarumma. Un prim 11 bun din partea mea, din partea lor. Luis Alberto, singurul jucător pe care l-au adus nou. Ia să vedem dacă avem aici toți jucătorii. Sau avem doar, da, avem aici cam toți jucătorii. Hai să vedem de la poziția de atacant. Mbappé, Moani, cam la fel au rămas, nu prea au dus foarte mulți jucători. Ăsta e nou, cred că Ethan Mbappé, Ugarte e acolo, Likangin, în mare parte au cam aceeași echipă. Hai să ne facem și noi echipa rapid și ne vedem direct din meci. Asta e echipa cu care intrăm pe teren: Lewandowski, Ademi, Malen, Brandt, Sabitzer, Emre Can, Madsen, Schlotterbeck, Reisen și cu Kjobel. Avem și rezerve, avem pe Mal, avem pe Mukoko. Eu zic că avem rezerve foarte bune. Hai să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem. Schlotterbeck, cât de genial, Doamne. Am dat tackle-ul prea târziu, Mbappé! Pus la pământ acolo și Lewandowski. Lewandowski trece. Lewandowski avansează. Leva. Leva, șutul lui Leva. Gol, ero! Leva sparge gheața în Champions League. Cred că este primul gol al lui Leva în cariera asta, din cariera asta de fapt, pe care îl dau. Nu știu dacă a dat în simulări, n-am fost atent, nu a dat în simulări. Cât de bine acolo. Tot a plecat de la recuperarea lui Madsen din acea alunecare unde l-a zdrobit pe Mbappé total. Mbappé momentan invizibil. Barcola în careu. Barcola centrează foarte prost, dar nici noi nu respingem foarte bine. Aici a fost o greșeală imensă. A fost o greșeală... Aololololo. Ce fază. Recuperăm aici, am vrut să dau degajare, am apăsat din greșeală X, mingea ajunge la Mbappé, Mbappé pune piciorul pe minge și o bagă în plasă. Asta cum ar fi la pomană, mingea a sărit în picior, a fost mai mult ghinion să zic așa aici. De ce a oprit? Bă, cât de bine s-a... Bă, șule bărbatul ce a făcut acolo, mă, șule bărbatul, mă. Da, momentan ne domină, momentan totul e pentru ei, noi avem un șut, un gol, Lewandowski și atâta. Sunt peste noi, posesia la ei 100%, asta la noi, la ei. Am recuperat mingea ce trebuie mai multe ori, avem mai multe tackle-uri, mai multe dalea, dar parcă lipsește ceva de la noi. Hakimi are viteză, Hakimi intră în careu și ce bine ne apărăm, șule bărbatul, mă, șule bărbatul, uitați-l cum vine, băi, direct în Mbappé acolo, du treci, bă, șule bărbatul, e legenda seriei în momentul actual, e omul care, ia dă-te mă de aici. L-am cam dat de tot. Da, sper că n-am la roșu. Recuperăm foarte bine, Ademi. Îl lansează foarte bine pe Malen. Malen. Dar de ce n-a pus preluarea aia, halul ăla de prost, bă? Wow. Recuperăm aici, Emre Can, foarte bine. Mingile curg. Brandt intră în careu. Brandt, bă! Brandt! Bruh, a nu tu, da mă, da. Brandt. Cât de bine au curs pasele aici, preluare din preluare l-am făcut pe Lucas Hernandez, a fost superb. Superb. Nu o să mai fac. Dembélé aici, nu putem să ținem faza, dar Mats îmi vine din spate foarte bine. Momentan, în momentul ăsta, am putea mai mult să ținem de scor, să nu mai riscăm atâta. Schlotter.
Ce greșeală! Ce greșeală, bă, băi, băi, de suntem... Suntem varză pe apărare, cam asta văd în momentul ăsta, Leva. N-am cu cine să joc, efectiv. Hai, pleacă în bandă, bun, Leva. Întoarce mingea, Leva! Ha-ha! Veni cu Onipker, minutul 75. Iese Malen, intră Man. Iese Savitzer, intră Nmeka. Intră și Mukoko în locul lui ADM, trece Brandt pe stânga și Lewandowski coboară. Ibanez în locul lui Schlotterbeck. Schlotterbeck a cam greșit, nu prea mi-a plăcut, nu pot să zic ceva de bine. L-aș băga și pe Kaiki să-și facă debut în locul lui Emre Can. Și atunci ar trebui să schimb formația sau să fac... Dar nu, cred că o să facem așa și îl scoatem pe... Cred că îl scoatem pe Leva și reintră Can. Așa facem. Așa facem, schimbăm tot atacul în momentul actual. Nu mai avem om la cap, dar încercăm faza asta. Centrarea nu era, dar prinde portarul. Denis Mane, Supermane. Bă, ce ratare, mă, aici a fost greșeala mea. Bă, dacă m-a putut să șuteze și Mane în ea, bă. N-am fost departe totuși de golul ăla. Hai încă o recuperare aici, la mijlocul terenului. Hai că putem, haideți în pressing, vă rog. Hai cineva în pressing cu mine aici. Dembele scapă aici. Nu reușim să dăm tackling-ul. PSG întoarce. Dacă nu rata man acolo. Wow! 3-2, minutul 82. Poate scoatem un egal. Hai să încercăm aici o egalitate. Mukoko, din păcate, avem nevoie de tine. Denis Man la fel. Hai că aveți viteză. Denis Man. Denis Superman face istorie. Denis Mar înscrie în momentul ăsta și nu știm unde puce. Cred că vrea să-și ia portarul în brațe, nu știu. Cât de bine l-a păcălit aici pe Kimpembe. N-a fost nimeni pe el. Au fost foarte relaxați, având în vedere că au putut să întoarcă scorul, să devină 3-2. Au stat prea relaxat și Denis Mar sparge gheața în Champions League. Primul gol al românului. Am făcut acolo, wow. Hai să vedem, poate reuși să-și întoarce în scorul. Hai în pressing, am de aici. Hai în pressing, câștigăm. Denis Man, face faza, Denis Man, Mukoko, pasta-i bună, Kaiki! Gol! Am vrut să fac celebrare. Gol la debut în Champions League, bro. Kaiki reușește să... Fac acolo nebunii. Am ratat eu pasa aici, din păcate. Am vrut să dau cu banda, n-am mai pucat. Dar eu zic că suntem... Oare? Denis Man? Ah, cum era o dublă lui Denis Man? Cum era o dublă în Champions League pentru Denis Man? Oare aici foarfeca nu iese, încărcăm power shot-ul, tot la fel nu iese și cred că aici se va termina repriza. Câștigăm cu 3-4, un meci incredibil, un meci cu foarte multe goluri, foarte multe greșeli, 2 goluri la 2 debuturi în Champions League pentru Denis Mar și pentru Kaiki. Wow, Lewandowski sparge gheața în sfârșit, un meci care cred eu că va da naștere unei echipe legendare în momentul actual, reușim să întoarcem... acest scor, reușim să revenim și puțin la posesie, la șuturi. Am început și am dominat în repriza a doua de la 1-1 la 12-7. Posesia la fel, 40, am reușit să o menținem mai mult în repriza asta. Aproape am fost peste expected goal, 3.6, 4.4. Într-adevăr au avut niște faze mult mai ok, dar eu zic că suntem foarte, foarte bine. Facem și interviul acesta de plecare acasă de la acest meci și zic că suntem foarte bine. După ce Klopp și-a felicitat băieții,
Urmează să plecăm acasă cu cele 3 puncte și ne întoarcem la campionat, unde avem un meci cu Wolfsburg, care e pe primul loc, aparent are 3 din... Nu are 3 din 3, are 3 din 4, noi avem doar 2 cu 2. Dar nu e problemă, o să ajungem și pe locul 1. Calm, calm, încet, încet, reușim să ajungem și acolo. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să lăsați un comentariu ce transferuri viitoare să mai facem, ce meciuri să jucăm, ce v-ar interesa să vedeți, Champions League, campionat, meciuri importante, meciuri doar din Champions League, și așa, una alta. Noi am jucat doar un meci momentan, am simulat foarte mult, o să încerc să compresez totul. Cam astea fiind spuse, eu am fost Sony și ne revedem cu siguranță la un nou de sigur seara pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să gândești. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nimeni, nu se leagă de piesă, nici nu trebuie să gândești. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.